Au trecut toată pe lângă mine și mă culang sunat, dar... Păi loc. Uite-le, e aici la mine. Domnule, vreau să opriți, domnule, vreau să opriți. Eu să opresc? Da, dumneavoastră, dați-vă jos din mașină. Ce l-am prins. E o fată, mă, e o fată. Dați-vă jos, doamnă. S-a întâmplat ceva? Doamnă, un buletin aș vrea și eu să văd de la dumneavoastră. Sigur, sigur. Dar nu cred că e... sau oi? Nu, nu, nu. E o doamnă. Doamna Manea Roxana. Manea sau Manea? Doamnă, Manea sau Manea? Poftim? Nu înțeleg ce spuneți. Un permis auto manea, aveți? Manea, Manea. Manea? Permis auto aveți, doamna? Manea, nu Manea. Nu fiți nesimțit. Manea, Manea, am spus. Am permis? Am două permise. Permisul cum este? Să vi-l arăt? Da, da, să-mi arătați și mie, vă rog. Amândouă sau numai unul? Pe amândouă, dacă se poate. Ok. Cum arătați, domnul Pericol? Poftim? Mergeți la sală? Cum arătați, zic? Da, sigur că merg, of course. Vreau să ridicați mâinile, să facem și un control corporal. Vrei să nu te calce, Pericol, ok, ok, atinge-mă. Oh, dar ce avem noi aici, domnișoară? Ce avem? Doi sâni? Două picioare? Sunteți arestată, nu, să știți. Face, sunteți domnul, arestată, doamnă. Domnul Pericol, de ce domnul Pericol? Nu, domnul Pericol, stați puțin să discutăm. Vă mănâncă poliția, domnule. Alo, alo, nu m-auziți? Alo, domnule. Tăuși din gură, nebună. Bine. Domnule Pericol. Că vreți, facem și un... Ce facem, doamnă? Ce tot ziceți acolo? Ce înseamnă ce asta? Facem ce doriți, numai să scap. Vreți să scăpați? Aaa, toată lumea. Ioi, ce nebună ești, doamnă. Acum, nu cumva să-l scăpați. Eu vreau să scap, nu să-l scăpați. Ieșiți afară din mașină, doamnă. Nu aici, în văzul lumii. Mergem la casă, la dumneavoastră. Dar eu lucrez la poliție, eu acolo, doamnă, că sunt venit din alt oraș. A, de la țară sunteți? Da, sunt de la țară. A, e ok, înseamnă că... Dumneavoastră, o știți pe fata aia Gina Felea? A, e verișoara mea. A, de asta semănați foarte mult cu ea și de asta. Cum adică semănăm? La voce, nu știu, adică vorbiți la fel, adică, na, nu știu cum să zic. A, păi dacă e vara mea, să nu semănăm, semănăm. Păi de asta zic. Da. Faceți o piruetă să vă văd și eu cum arătați, domnule polițist. Da, foarte, foarte bun. Ce ziceți de mine? Sunt și eu bine? Sunt bine? Sunt bine, bine. Ia uitați aici, ia uitați ce am aici. Ia uitați-mă. Da. Sunt și eu bine? Sunt și eu, ia uitați-vă la mine. Ia uitați aici ce e, ia uitați. Sunteți bine. Vărul meu, vi l-ar scăpa puțin la cât de bine arătați. Ce, mă? Vă dau numărul lui? Mă, ce obraznic ești, că acum te duc pe pușcărie direct. Nu, 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 de ce? Pe vârul meu, nu eu. Păi, dar mie nu-mi plac bărbații. Dar poate vă face el să vă placă. Nu, 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 mulțumesc. Pentru ceea ce a spus, o să confiscăm de aici armele dumneavoastră. Nu, nu, domnul polițist, nu se... Ce face? Am zis că discutăm și mi-ați luat de pe mine.
Păi da, dar se poate să umblați așa cu lucrurile astea la dumneavoastră? De cum nu? De ce să nu se poate? Stați să vă mai fac un contul, să vedem dacă mai aveți ceva la dumneavoastră. Să vă mai pipăi un pic și eu. Să vă pipăi, să vă pipăi. Vreți să ne puneți mâna? Da, știu că asta faceți, versurile. Ioi, întorceți-vă cu spatele, vă rog. Hai. Măi, unde pui mâna, măi? Ioi. Ioi. Ce-ai făcut, măi? Domnule. Care m-a salvat? Pentru băieții care știu rima, pentru fetele nebune. Ce-a scăzut? La emoții? Mi s-a făcut rău dintr-o dată și da, cred că a fost ceva pe sistem nervos. Da, pe când v-am spus să nu vă jucați. Cine a tras în dumneavoastră? Aveți idee? Aveți? Nu știu, cred că dumneavoastră aveți ceva prieteni. Dă-mi și mie un cap ca să pot ieși din mașină. Nu, rămâneți cu minte acolo, domnii, doamnă, domnișoară, ce sunteți? Poate mai are și în mașină, păi care... Hai că nu mai pot are. Să aștept. Ba, puteți, că m-a s-a așteptat un pic. Nu. Nu-ți pilu dacă ai. Cum arată mașina mea, frate. Pericol, m-am pus la ceva. Măi, sexosule. Ei, spune tu, spune. Nu pot să-mi dau, că sunt leșinat rău, trebuie să vină domnul doctor. Of, leșinatule. Am leșinat după dumneavoastră. Vine acum, auziți. Că când v-ați plecat aici și dintr-o dată hâț și na, mă înțelegeți? Leșinatule, nu mai a foc pistolul, a? Nu mai a foc pistolul, ce să facem? Da. Și Dodoașca era cum era și na. Și a căzut din picioare, lipsa de calciu. Da, exact. Să vină domnul doctor să-mi dea și un magneziu ceva. Și niște Viagra, tot aveți nevoie. Nu e nevoie, că se poate să lovesc. Domnul doctor, aici, domnul doctor! Domnul doctor! Domnul doctor, grijă acolo în spate, că s-ar putea să tragă domnul ăla, că am fost împușcat așa. Asta vreau să întreb, dacă este cineva pe aici periculos, în armată? Dă pe unde ești pericol? Pe uliță. Alo, domnul polițist. Ați chemat cântăriri? N-am chemat, că nu știu cum am fost, nu știu, am căzut dintr-o dată, eram pe doamna aici, eram sui pe ea, parcasem aici era, să o ajut. Era pe mine, mi se pare normal? Ce tare, Florin. Aici, stați, că n-am văzut-o pe doamna, nu. Okay. Sunt aici, m-a legat de volan, este un pervers. Nu mă bag, întrebule poliției, știe domnul ce vă place. Domnule, băgați-vă, dacă mai sunteți și dumneavoastră. Auziți, domnul doctor, că... Puteți să intrați un pic în mașină dacă e, că mai cade la... Domnul doctor, dați și mie viață, vă rog. Domnule, dumneavoastră, de ce n-ați oprit când v-am chemat, domnule? Nu merge microfonul, domnule. Puteți să-mi prezentați și mie un buletin, vă rog frumos? Hai, domnul polițist, că mă răcesc. Ce tu faci? Tăcesc puțin, că vin imediat și la dumneavoastră, dacă poate vă ajută domnul doctor. Domnul doctor, Diego. Mașină puțin. Permis aveți, domnul Diego? Nu, domnul doctor, haideți înăuntru.
Puteți să ridicați mâinile să auzi? Facem și un control, domnul Diego? Ați pățit ceva? Ziceți-mi și mie cum să fac asta. Vezi că m-a legat, să apăsați pe X, pe X. Și țineți apăsat pe X, așa. Problemă. Ține apăsat, așa. Nu mă leagă așa de volan, că vrea, nu te pare normal? Păi nu mi se pare normal de volan, mi se părea normal de, de ușă, de... De schimbă de fărnă? Da, domnule, sunteți în regulă, domnule. Domnul doctor nu poate să vă dea viață, domnule. Trebuie să mâncați și să beți apă, să vă regenerați. Să... Și vă rog frumos să vă schimbați ținuta asta. Ținuta asta este de pușcăriaș și s-ar putea să fiți oprit des de poliție dacă vă vede poliția în ținuta asta. Vă luați și nu ați niște haine, că sunt foarte ieftine. N-am bani, că m-a omorât un player și am avut banii la mine, nu am avut în bancă. Ioi, păi ce ați făcut, domnule? Bagabond, ăla este un bagabond. Suiți-vă în mașină aici la mine, că ne descurcăm imediat. Să nu mă arestați, domnule. În spate. Nu am niciun motiv, domnule. Suiți-vă în spate, că vă ajut imediat. Nu băga bagabond la mașină. În spate, domnule, în spate. În spate vă ajut să vă suiți. Scoate-l de aici, bagabondul ăsta. Cum mă sui în spate? Nu te sui, stai domnul afară! Domnul doctor, mergeți un pic mai în spate, ta. Domnul doctor. Vă mulțumesc frumos că m-ați ajutat, domnul doctor. Da, cu plăcere, o zi bună. Aveți grijă pe aici, prin zona, că e periculos. Dar numele voi e predestinat. Văd că vă place să trăiți periculos. Da, sigur, mulțumesc, domnul doctor. Haideți, bună. Domnul, suiți-vă și dumneavoastră. Dă-te jos, bagabantule. Ce caută băiatul ăsta mașină cu bani? Doamnă, dar mai tăceți din gură, doamnă, după ce că... E, cum a... unde mergi? Lasă-mă să cobor să plec. Vă rog eu frumos, alo, alo. Nu mai fiți obraznică, vă rog frumos. Încetați cu gălăgia. Vreau să plec în Italia. Vreți să mergeți în Italia? De seara asta am avion, știu unde mă duci. Dar îl prindeți, doamnă, avionul. Nu-l prind. Ba, îl prinde, stați niște. Lasă-mă la gară, te rog. Să te las la gară? Dar nu, la locul ăla cu avioane. Domnul doctor, nu mai știm și noi să conducem, domnul doctor. Domnul doctor, v-ați luat Lamborghini, domnul doctor. Și-a luat și Lamborghini și el când colo-i șofer de Dacia. Doamnă, plecați de aici că avem treabă. Uite colega mea, bruneta. Doamnă, să plecați de aici că avem treabă, hai. Ușcheala! Măi, ce faci? Domnule, dați-vă jos, domnule, din mașină. Stați așa, domnule, veniți aici, domnule, că sunteți nou aici în oraș și eu pentru dumneavoastră vreau să facem ceva frumos. Stai să... Îndepărtați-vă un pic de lângă mine, vă rog. Măi. Care ai zis, măi? Tu ai zis dum? Da. Poftim? Acum. Auziți, domnul polițist, de pe ce se semnalizează? De pe săgeți. Tu de unde ai apărut, mă, dum? Acum te-am văzut. Ca șobolanul aparte. Băieți, vă place fata asta, băieți? Vă place de doamna? Domnul, veniți, vă place de doamna? Mamă, că cum? E a voastră, băieți, dacă aveți ceva, e a voastră. Da, o, măi, de pontule. Dacă și-ar da casca aia așa s-ar fi. Ei, ce faceți aici, băieți? E a voastră, băieți. Mafia pe voi. E a voastră. Umblați la, nu? La mașină, doamnă. Fiți cuminți că aveți probleme. Nu ne arătați și nouă un dans ceva, doamnă? Doamna Roxana Mane. Nu. Gratis nu. Păi cotizăm, nu-i problemă. Haideți să cotizăm. Păi înainte, ca la doamne. Dați-vă, domnul Darius, un pic mai încolo. Dacă vreți un dans, bani înainte, ca la doamne. Gata, doamnă, haideți să vedem și noi ceva frumos.
Niște muzică, nu? Nu aveți muzică? Nu prea avem, dar poate cântă domnul Diego? Domnul Diego? Cântați ceva pentru nu, domnul nu, Șara? Sunt afon, sunt afon. A, și afon, că nici doamna nu dansează bine, ce credeți? Da, sunt ocupat, domnul polițist, aici treabă, trebuie să livrez niște taco, apă. Păi cu ce livrați, domnule, dacă n-aveți bani, domnule? Eu am treabă cu dumneavoastră aici, eu vreau să cântați ceva, să n-ajungem pe la secție. Să n-ajungem pe la secție, domnule. Nu știu să cânt. Orice ar fi acolo, da, ceva. Hai că vă învăț eu, domnule. Hai cu muzica, da, ce fac? Cântați, domnule. Hai că se răcește, doamna. Hai cântați, domnule. Păi eu plătesc, eu cânt, ce înseamnă asta? Înseamnă că vă bag în mașină și stați acolo și nu vedeți nimic. Ce ziceți? Aia bine. Nu vreți să vă uitați bine? Dați așa că eu sunt om de cuvânt, să știți. Da, doamna, ia să mă încălzesc prima oară. Da, nu imediat. Mai, nu mă mai strângeți așa tare, domnul polițist. Oho, ce mișcări. Asta e încălzirea, măi, vagabontule. Asta stați acolo, domnule. Domnul polițist, m-am bucuit, îmi trece capul prin mașină. Dacă sunteți în aldea, ia veniți, doamnă, mai încoace, ca să nu vadă nimica, domnul. Că n-a plătit nu nimic. Haideți că o să cânt eu acum. Sunteți gata? Ok, să cântați ceva frumos. Cum frumos, cum să nu? 1, 2, 3 și... Da na 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 Bă, ce... Scuzați! Io, ce voce are, fuștigule! Io! Nu, nu, unde plecat? Io, ce voce avea! Stați, unde plecat? Este vrăjitoare, a? Am impresia... Stați. Doamna, am impresia că sunteți cu cioacă sau ceva de genul. Am impresia că aveți cioacă acolo jos. Nu vă place?